concluziile după acest meci foarte frumos disputat cu un ritm foarte bun. Da, am încercat cum am promis de la început. Venisem cu, dar nu doar acum, totdeauna când am venit la Sepsi sau în deplasare la alte echipe, încercăm să ne impunem, să dictăm ritmul și intensitatea jocului. Am reușit de la început până la sfârșit și după aceea odată ești mai inspirat, odată nu. Sunt detalii de meci care astăzi au girat negativ din față de noi. Dar în rest eu zic că echipa care meritam mai mult în seara asta, dar asta e. Care e sentimentul momentul în care echipa dumneavoastră domină cap-coadă acest meci și practic nu reușește să scoată puncte? Păi eu zic că am dat gol valabil, cred că asta nu ți-a pus să ne mă întrebi? Nu, că nu mă primesc. A, depinde ce zic ței de la televiziune, cum vor ei. Nu. Păi a marcat prima repriză și atunci acum, n-a fost gol valabil. A, nu știți. Al alții știți, la noi nu știți. În minutul 20 a fost acel gol al lui Eric Fernandez, okay, dar marcat. Nu a fost validat de către arbitru. Nu că a fost validat, a fost gol valabil. Nu o spuneți la noi, nu? Luați-o, nici nu mai dați la televizor, nu mai faci, ascundeți-o și pe asta. Și după aia devine echipa, nu? Eu zic că am jucat din minutul 1 până în 90, în minutul 90 am dominat, ne-am impus acasă la Sepsi, o echipă grea, la ea acasă și meritam să câștigăm. Da, asta e, ce să faci. Cum ați văzut? Nu e greu, nu e ușor, sunt multe, multe detalii. Eu spun detalii, nu zic, nu ies ca ceilalți să stau să dau satisfacție. Nu, eu le iau ca detalii. Asta e fotbal, așa e la meciurile mari. Am marcat gol, așa că nu e aceeași poveste cum a fost la celelalte meciuri unde n-am marcat și am zis, eu am ieșit și am zis că nu meritam, că în ultimii 30 de metri n-am făcut. În schimb, astăzi, eu zic că prima repriză puteam să marcăm nu știu câte goluri. Poate am avut și noi penalti la fel ca portarul, toate. Adică, dacă intrăm să povestim toate astea, dar văd că nu-mi puneți întrebarea asta. Dar de ce oare? Urma să vă întreb întâmplător. Despre fazele acestea de arbitraj. Eu nu trebuie să vorbesc despre lucrul ăsta. Eu știu ce a făcut echipa mea. Eu trebuie să vorbesc despre mine. Că am avut nu știu câte ocazii, niște lucruri la fel în careu. Da? Pentru noi ceva, pentru altceva. Și atunci ce putem să... Ce să spun despre arbitraj? Nu, tac din gură. Atât încât 4 minute. 4 minute se fac 10 schimbări și adversarul a tras de timp și a stat câte nu știu câte minute, ci că era o cârcel, l-a băgat într-o secundă. Când a venit pe margine, după o secundă l-a băgat și scrie regulamentul, trebuie să stea un minut. Un minut trebuie să stea. Un jucător când se dă, simulează, trebuie să stea afară un minut. Am fost și la comisia tehnică la UEFA. Acelor arbitru, îi amintesc că am fost și în comisia tehnică la când s-a votat lucrul ăsta. Și uita așa la mine, mai avea puțin și îmi vorbea, era așa de arogant față de mine și eu trebuie să stau să mă uit la el. Bine, ok, ce să poți fac? Nu o să intru în jocul ăsta, o să-mi văd de echipa mea și vedem ce face. Mâine șeful arbitrilor va avea acea conferință de presă. Ce anume ați vrea dumneavoastră să lămurească? Pentru că spuneți că nu altă întrebare, nu. Nu, spuneți că nu vreți să vorbiți despre arbitraj, dar e normal să spuneți anumite nemulțumiri pentru ca să se rezolve anumite lucruri. Păi luați ce am zis la ultimele meciuri. Că Hagi când vă spune, eu zic că cât de cât le gândesc, culmea e că se mai și împlinesc, ce zic eu, și zic bine. Luați-vă ce am zis ultimele 2 meciuri. Câte minute se joacă afară și ce se face la noi. Cum se provoacă, cum se stă jos, cum se cere toate faulturi, toate, nu se poate. Nu se poate. Și minutele sunt, ce, se joacă fotbal? Nu se mai joacă fotbal. Depinde de alte detalii. Alte detalii care se antrenează și astea? Eu n-am știut asta. Dar văd că se antrenează. În România se antrenează lucrul ăsta. Cas pe jos, sipă. Și nu mai stai acolo câte 7 minute, cârcei cu nemiluita în orice repriză, minutele de joc se duc la... Nu știu cât s-a jucat repriza, cum au spus alți colegi de-ai mei, dar... Din păcate, asta e... Să vedeți și ei la junior. Să vedeți și ei la junior, lăsați asta, în divizia ai că cât de cât mai există, dar pe acolo... Și după aia vreți performanțe, vreți în Europa, vreți să ieșim în lume. Cum să ieșim în lume? Când noi vrem să provocăm toate astea.
când arbitrii tolerează lucrurile astea și încurajează lucrurile astea. Le încurajează. Există tactică, cred că e o tactică. Eu nu știu, n-am antrenat asta și nu știu. Dar cred că e o tactică. În loc să joci fotbal. În loc să antrenezi, să îi pui lor să joace fotbal. 90 și nu știu cât de minute. Rid de joc, să alerge mingea, să joace, să alerge, să gândească. Nu să provoace, cum a făcut Ștefănescu astăzi. Un tânăr. Un jucător tânăr. Să provoace așa ceva. Eu îi zic public, să se ridice, să alerge, să facă cum făcea în trecut, să dea goluri, să facă bine. Nu să provoace. Pentru că asta nu are nicio legătură cu fotbalul și de asta suntem unde suntem și nu o să ieșim în Europa. De asta nu ieșim în Europa, că ritmul nostru de joc, nu intensitatea, ritmul, adică ofensiv, gândirea, mișcarea și pasarea e lentă, previzibilă sau le întrerupem. De câte faulturi pe minut? Hai să nu mai vorbim, să vorbim, dacă vorbim de temele astea ajungem și asta e problema. Și te duci avară și aia joacă și vezi că mingea aleargă, vezi că ăla pasează, se mișcă, aleargă. Și după aia când mergem cu echipa națională, scoatem limba, ne aleargă ăia de, au posesie 70% și noi alergăm după minge și stăm. Și oricând o să jucăm și noi fotbal. Și atenție, atenție, asta începe de la copii. Eu am văzut, eu am și academie, și am văzut meciuri la toate generațiile astea mici. E inadmisibil. Inadmisibil. Și în ședință cu președintele, când am fost, i-am zis asta. E incredibil la juniori, la copii. Una, două, cad pe jos. Păi și tu când înveți de mic atâta să faci numai asta, ce cultivi, asta iese. Ce cultivi, asta iese. În loc să-l cultivi să stea sus, să alerge, să nu ceară, să nu cerșească, să se lupte, să învețe să lupte, nu să cadă jos. Și după aia spuneți, vedeți, voi puneți întrebări. Eu vă zic, vă doare, poate pe unii doare, că adevărul doare, dar asta e crunt. Și de asta am ajuns unde am ajuns. Pentru că nu avem ritm de joc. Nu intensitatea. Că la intensitatea zic cum cad. Zici că dacă te iei după cum țipă și cum astea, zici că gata, direct la spital. Apropo de spital, Hefte, aveți informații despre cum se simte a făcut acea comoție? Nu știu, vorbesc cu doctorul, nu știu. Nu mi-a zis nimeni nimica, nu știu. Echipa dumneavoastră nu reușește să obțină puncte în, în deplasare, deși acasă are o statistică foarte bună. De unde credeți dumneavoastră că există această diferență? Mi-ați vorbit mai devreme și de acele mici detalii. Nu are arbitraj. Legătură cu celălalt aspect la întrebarea care mi-ai pus-o tu. Noi încercăm să avem mai multă personalitate, încercăm să avem mai multă curaj, încredere și toate cum jucăm acasă, fie și în deplasare. Lucrurile astea, adică trebuie să, chiar dacă primești un gol din orice în fotbal, poți să primești un gol în minutul 1-5 de la 30 de metri, cum am marcat noi la Botoșan, dar după aceea trebuie să știi să joci fotbal. Trebuie să ai capacitatea să nu te schimbi, să continui tot ce antrenezi și tot ce faci. Timp de 90 ceva de minute, așa cum am încercat noi astăzi, nu ultimele 20 de minute, când am făcut schimbările. Nu, că de atunci n-au adus zero aport. Zero, nimic, niciunul. Mai mult ne-au încurcat. Dacă aduceau ceva proaspăt, probabil aduceau și egalam. Sau, mă rog, vedeam, trebuie să joci din minutul 1 până în minutul 90 la fel. Ce antrenezi? Urmează duelul cu CFR Cluj, o întâlnire cu Dan Petrescu, prieten de-al dumneavoastră. Va fi printre ultimele meciuri din Liga 1, înainte de a accepta Naționala? De ce? Plecăm amândoi? Sau... Nu. Avem oferte amândoi. Dan Petrescu, poate acceptă Naționala. Nu știu, întrebați-l pe el. Eu știu că joc cu CFR-ul, cu el, un coleg care e foarte bun antrenor, care are o echipă foarte bună, care câștigă și nu primește goluri, care o să fie foarte greu și trebuie să câștigăm, vrem să câștigăm pentru că e nevoie de victorie, de puncte și încercăm să facem asta. Mulțumesc mult!